aceste cărți. Se numesc Baraj Poker. Eu le-am din Spania de la un prieten, Cărbuș XM. Aveți aici channel-ul lui. Așa. Dacă vreți să intrați, are și el un film cu magie. De cam varză copilul. De treabă. E prietenul meu. Ok, hai să fac tutorial la acel display, da? Pentru început, va trebui să luați decât jumătate de pachet. După cum ați văzut, împărțiți în jumate, da? Dar să vă rog cu o singură mână cum să faceți. Deci ce vă arăt cu o mână, faceți și cu cealaltă, da? Deci dacă vă arăt cu dreapta, faceți și cu stânga. Ok. Deci țineți pachetul așa. În poziția asta. Deci doar tător, mijlociu, inelar și ăsta mic, așa. Da? În poziția de ce a ridicat. Ok. Cu degetul mare veți lua de aici o singură carte, da? Deci o singură carte trage jos și restul pachetului îl desparteți, da? Îl despărțiți. Ceva de genul ăsta. Da? Deci cum îl țineți așa, luați o carte, o trageți în jos un pic, da? Și de aici cu ăsta, ca la scissor cut, da? Cum e scissor cut, așa. Un pic, așa. Deci luați așa. Când ajungeți în poziția asta, veți lua inelarul și îl veți pune sub carte, da? Deci cum aveți în poziția asta, inelarul aici și prindeți cu exact cu astea trei degete. După care, rotiți până aici și când sunteți în poziție cu mâna, adică așa drept, o veți prinde cu degetul mic, da? Deci asta e un grip inventat de mine, cred că. Nu l-am mai văzut niciunde. Să mai facem o dată. Deci, o carte. Rupeți, băgați inelarul sub ăsta, cu digitul mic prindeți de aici și cu ăsta inelar de aici, rotiți 90 de grade și împingeți în jos, da? Și după aia aveți decât așa cartea, cu ăsta mic, da? Deci în momentul de față aveți digitul mare și arătător pe pachetul ăsta, veți muta pe digitul inelar și veți rămâne așa, da? Deci aveți aici digitul mare, inelar. Și asta mic, da? Și astea două digite sunt libere, da? Deci puteți să vă satisfaceți prietena cu astea două digite, în timp ce faceți scatul. Acum, cum aveți pachetul așa pus, veți împinge cu digitul arătător, deci de aici, împingeți o singură carte, împingeți așa. Da? Hai că vă mai arăt o dată după aia. Deci după ce ați împins așa, veți pune digitul mare un pic aici pe margine, ca să puteți lua cartea. Și ați ajuns în gripul meu. Bine, asta trebuie să stea cât mai dreaptă. Cu cât e mai dreaptă mâna, ăsta display, cu atât arată mai frumos. Ceva de genul ăsta. Da, să mai fac o dată. Dar vreau să fac cu dreapta, că parcă fac mai bine cu dreapta. Deci luați o carte, puneți acolo, o prindeți, puneți acolo, mutați pe inelar, scoateți o carte și o prindeți aici, da? Ceva de genul ăsta. Sper că s-a văzut. Hai să mai fac o dată cu mâna stângă și încet. Deci, cartea jos, rupeți, băgați inelarul, rotiți, ups, stați să mai fac o dată. Sunt un pic transpirat și obosit, de aia nu cred că mi se mie foarte bine, deci rupă până aici. Acum în poziția asta, împingeți cu arătătorul. Eu mai pun și ăsta mijlociu aici ca să țin mai bine pachetul. Deci cum am, dați că am zis că vă mai arăt o dată aici, deci împingeți cu arătătorul și prindeți așa, da? Eu nu prind foarte bine acum, că trebuie să vă și arăt. Și după aia, după ce aveți făcut de pe amândouă mâinile acest lucru, cu mijlociu o să veniți de aici și o să luați prima carte. Hai să vi-l fac în același timp, să vedeți cum decurge procesul. Deci, aveți cărțile, da? Hai să începem. Cum îl țineți pachetul așa, luați jumătate de pachet și puneți în amândouă palmele, da? Să vedem. După aia, rupeți, încercați să faceți în același timp. Dacă e la început, exersați cu fiecare mână, dar nu cred că o să-mi iasă mie acum că nu sunt într-o poziție prea confortabilă. Hai că voi încerca. Deci, luați pe amândouă. Așa, să zicem. E un pic cam greu display-ul, sincer să fiu. Da? Le veți puse. Împingeți cărțile. Stai că o să încadă cartea aia. Ups, mă pic. Dați un pic să-l fac separat, să-l fac și din față.
Deci aveți așa, stați de să vedem. Da? Puteți în poziția asta, rupeți, despărțiți, băgați cărțile în gripul ăsta, mutați pe inelar și pe ăsta mare, da? O să vă deranjez bine să nu pice era. După aia prindeți cartea acolo pe 1-2 mâine. Sunt foarte transpirat și de anumit. Așa, și acum când ajungeți în poziția asta, deci după ce ați făcut gripurile cu amândouă mâinile, de la mâna dreaptă, veniți cu ăsta inelar și luați o carte de aici, da? Deci, prindeți așa, veniți și luați prima carte. Și puneți așa. Și încercați să întindeți cât mai în jos și uitați cum arată. E ca un satelit. De-aia am pus saturation. Numele, nu satelit. Deci eu nu am pus satelit, nu știu. Ok, vedeți despre ea? Acum, pentru închidere, vă arăt ceva, dar nu vă recomand să o folosiți. Eu așa îl închid dacă e nevoie. Deci, în altă cu asta, l-am pus la loc. Să dați display, că n-am chiar să vă arăt de două ori. De la mâna dreaptă, puneți pachetul pe... aici, pe inelar, l-ați închis. Imediat ce l-ați închis, sunteți în poziția asta. Da? De la mâna dreaptă, puneți sub pachet. Deci, cum aveți ăsta. Puneți sub pachet așa, după aia veniți cu asta, o puteți arăta așa un display, da? Deci aici, și pa, nu știu, închideți cum vreți, nu am idee, n-am avut timp să mă inventez și asta, decât display, da? Și asta mi-a făcut data, din spate, se vadă, ce papuci, nepoțelul meu, ok, deci hai să începem. Împărțim în jumate, luăm câte o carte de la fiecare, da? Vară pe rând, cum fac. Hai mă, împinge-te azi. Am să lipesc cărțile de mine ca de... căcat. Așa. Da, deci să sunteți în poziția asta, nu l-am făcut foarte bine. Ceva de genul ăsta. Și cum veniți cu inelarul, luați 10 o carte, da? Și uitați cum se vedea. După aia veniți cu asta așa. Asta așa. Așa, l-am cam greșit. Cu astea două luați așa. Faceți display-ul, dacă vreți. Asta e chiar mișto. Da, și de aici nu știu cum să-l mai închei. Închideți și voi cum vreți, da? Cam atâta. Sper că v-a plăcut.